când am discutat despre rugăciunea Tatăl nostru și ucenicii au zis lui Iisus, învață-ne să ne rugăm, ceea ce noi credem că este un lucru foarte simplu, credem că noi știm să ne rugăm. Ucenicii au realizat, urmărind cum se roagă El, că ei nu știu să se roage. Și Sorai spune așa, dacă Iisus, exemplul nostru suprem, dacă El a avut atât nevoie de rugăciune, spune dânsa, cu atât mai mult noi, ființe umane slabe, păcătoase, avem nevoie de rugăciune. În alt paragraf spune dânsa că cea mai mare metodă de a înșela a lui Satana este să ne face să credem că rugăciunea nu e importantă. Pentru că Satana nu se teme de nimic altceva decât de rugăciune. Orice am face noi, orice forme, nu se teme, chiar dacă mâncăm și usturoi, nu se teme, decât de rugăciune. De rugăciune se teme. Atunci când ne rugăm, zice că Satana și cu îngerul lui tremură. Pavel spune în Romani 8 că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi pentru că noi nu știm nici măcar să... Nu știm să ne rugăm. Deci, dacă Pavel spune treaba asta, probabil că ar trebui să înțeleg că trebuie să fiu umil și să învăț să mă rog. Spuneam, am încheiat de dimineață cu cam pe la jumate când am spus că zicem așa, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și spuneam că acolo, la punctul ăla, nu ai cum să faci voia lui dacă nu o știi. Și nu ai cum să o știi dacă nu asculți. Și noi în rugăciune nu mai vorbim, niciodată ne ascultăm. Și că spune dânsa că rugăciunea nu trebuie să-L informeze pe Dumnezeu, că El deja știe, ci mai îndată noi să ascultăm de El decât să vorbim. Noi nu știm cum să ascultăm. Cine știe cum să asculte rugăciunea? E un lucru foarte mare. De unde știi vocea lui Dumnezeu? De unde știi dacă nu este mintea ta pentru că ai mâncat prea multă pizza la noaptea trecută? Vă spuneam într-un exemplu, și asta probabil că l-ați auzit de 1000 de ori, soția mea mă sună la fiecare 4-5 ore și mă întreabă, băi, ai mâncat? Și eu spun, am mâncat, sunt ocupat. Păi nu știi, bă, că dacă nu mănânci, încep să tremur, mănâncă puțin acolo, mănâncă un măr, mănâncă o banană, mănâncă un sandwich. Nu pot, măi, am comitet, acum mă lasă, mă-mi pace. Băi, mănâncă puțin, ok, vezi că te sun în 2 minute, ok, te iubesc, papa. Peste 2 minute, băi, ai mâncat? Am comitet, măi, te sun din nou peste 2 minute, mănâncă un sandwich, ok, I love you, bye. Peste 2 minute sună din nou. Da, am mâncat. Ok, te sun peste 4 ore. Pa, I love you. Peste 4 ore din nou, hei, ai mâncat? N-am mâncat. Ia-mă un sandwich. Ok, gata, iau, știu că mă suni, gata, am înțeles, iau sandwich-ul. I love you, bye. Când conduc acasă, când stăteam în casa dinainte, treceam printre munți. Când trec printre munți, pierd semnalul. Când pierd semnalul, sună telefonul și zice, banană, I love you. De unde știu că e soția? De unde știu că e soția? Păi știu mesajul, că mi spune de 1000 de ori, l-am învățat pe din afară, și știu vocea, că vorbesc cu ea toată ziua și ne cunoaștem. Dacă mă suni matale, nu știu vocea matale, zic, cine e la telefon? Dacă mă sună soția, nu întreb cine e la telefon, că după aceea trebuie să dorm în sufragerie. Zic, spune ce vrei și te ascult. De ce nu știm vocea lui Dumnezeu? Păi eu cu soția vorbesc tot timpul de-i cunosc vocea. Trebuie să vorbești cu Dumnezeu tot timpul, să te înveți. Cu cât petreci mai mult timp cu El, cu atât ai cunoști vocea. Trebuie să petreci timp cu Dumnezeu. De aia spune rugați-vă fără încetare. Rugăciunea nu este când te pleci pe genunchi și te rogi 5 minute sau o jumătate de oră sau știu eu, 2 ore. Rugăciunea este rugați-vă fără încetare. Este o comuniune continuă, o relație, o legătură continuă în care nu-ți permiți să te separi de Dumnezeu pentru o clipă. Căci fără El, spune Iisus în Ioan 15, fără mine sunteți? Nimic, nu puteți face nimic. Nu îți permiți să te încrezi în tine, ci realizezi cât de deștept ai fi, cât de educat, cu câtă multă experiență, că fără Dumnezeu nu poți face nimic de calitate. Și tot ce faci nu are rezultate bune. Și atunci nu îți permiți să te separi de El. Dacă te rogi fără încetare și dacă petrești timp cu El și dacă vorbești cu El de toate, în toate domeniile, după un timp începi să înveți și vocea lui Dumnezeu și mesajul. Că Dumnezeu nu se schimbă. E același ieri, azi și mâine. În Biblie, dacă te uiți cu toți, cu Iosif, cu Daniel, cu toți a lucrat la fel, cu Moise, nu se schimbă cu tine, lucrează la fel. Dumnezeu are aceleași metode. Dacă petrești timp cu El și cu Biblia, începi să-i cunoști și mesajul și vocea. Problema este că noi am vrea să cunoaștem vocea lui Dumnezeu fără să petrecem timp cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, ne uităm după ajutor și după minuni, fără să ne uităm după relație. Ce-ar fi dacă m-ar interesa de soție numai ce poate să facă, dar nu să ne iubim? Trebuie să fie o relație deasupra de interese. Și spuneam că trebuie să-i cunoști vocea și să zici, Doamne, facă-se voia ta,
Dar nu numai așa la sfârșitul rugăciunii ca un slogan. Facă-se voia ta în numele lui Iisus, amin. Ăla e un slogan. Și dacă Dumnezeu nu face ce am cerut, mă supăr. Trebuie când zici să spui din inimă, să dorești ca Dumnezeu să facă voia Lui, chiar dacă ție nu-ți place și să o accepți chiar dacă nu o înțelegi. Și să ai încredere că El știe mai bine în înțelepciunea Lui. Și în cazul ăsta, păi să vă dau un exemplu cu facă-se voia ta. Ați auzit de istorioara lui Jennifer Rothschild? Ați auzit? Cine știe? Cine a auzit? A citit cineva pe internet? Nu, nimeni, ăla eu, ăla eu, ok. Jennifer Rothschild lucra la o emisiune de radio creștină, baptistă, și, așa cred, nu sunt sigur, și tânără, 38 de ani, avea o fetiță micuță și la un moment dat nu mai vede bine. Se duce la doctor și doctorul îi spune, ai retinoza pigmentată sau ceva de genul ăsta, o boală de ochi care nu are vindecare. Și în decurs de 2 ani îi pierde absolut complet, absolut niciun fel de vedere pe veci. Și nimeni, niciun doctor nu poate să te vindece. Și i-a spus doctorul, n-avem ce să-ți facem, boala asta n-are vindecare. Păi, fratele meu, e ușor să spui povestea, dar să te pui în pielea ei la 38 de ani să-ți pierzi vederea, nu știu cum te simți. Și femeia s-a rugat și a zis, Doamne, facă-se voia ta, și nu s-a vindecat. Zice, Doamne, dar te rog frumos, vindecă-mă, dar facă-se voia ta, dar te rog să mă vindeci. Mă înțelegeți cum facem noi? Zicem, facă-se voia ta, dar noi, de fapt, vrem să se facă voia noastră. Și soțul ei spune, care era ofițer de armată, dragă, ce te faci cu Ioan Botezătorul care a murit decapitat? Ce te faci cu Pavel care a murit decapitat? Ce te faci cu Iacov care a murit omorât de sabie? Ce te faci cu atâția martiri care au murit? De ce păia Dumnezeu nu le-a răspuns și crezi că îți răspunde ție? Când spui facă-se voia ta, trebuie să accepți voia lui chiar dacă nu o înțelegi. Și a, nu, să o accepți tu, că tu nu ești orb. Îți e ușor să zici, dar uite, eu rămân oarbă, să mă vindece. De ce nu mă vindecă Dumnezeu? De ce nu mă ascult? Nu mă iubește? De ce? Cum facem noi? De ce nu răspunde? Mă rog, de 6 luni am și postit. Că noi folosim postul ca o grevă a foamei. În speranța că dacă ținem post, Dumnezeu ne aude. Și face ce zicem noi. Frații mei, postul nu e să te audă Dumnezeu. Postul e ca tu să-ți clarifici mintea, să-L auzi tu pe El. Și să faci tu voia Lui, nu El voia ta. Și dacă ai credință, n-ai avut credință, frate, dacă ai credință, Domnul trebuie să răspundă. Nu, fraților, credința nu e să-L manipulezi pe Dumnezeu, ci credința este să manipulezi de El pe tine, să ai încredere în El când nu înțelegi. Credința nu este Aladin și lampa fermecată. Dacă crezi, Dumnezeu săracul n-are ce să facă decât să facă ce ai zis tu. Doamne, cred, te rog să-mi dea un Mercedes. Gata, dacă crezi, ce să fac? Trebuie să-L dau. Credința nu e ca Dumnezeu să facă orice zici tu dacă crezi, ci ca tu să ai încredere în ce face El când nu înțelegi. Că zice în Evrei, capitolul 11, prin credință, în versetele 5, 6, 7, 8, 9, 10, au intrat în gura leilor, în groapa de lei, prin credință au mers în foc, prin credință au scăpat de sabie, prin credință, o, nemaipomenite, scapă credința. Și apoi în versetul 28, 29, 30, 31, 32, prin credință au fost mâncați de animale, prin credință au fost tăiați de sabie, prin credință au fost arși în foc. Păi ce face credința? Te scapă sau te omoară? Că în același capitol, în primele versete îi scapă și în ultimele îi omoară. Ce face credința? Credința nu e folosită să te scape pe tine. Credința spune că trebuie să ai încredere în Dumnezeu și în bune și în rele și când nu înțelegi. Și că ideea e că Dumnezeu nu a venit să-ți dea confort în viața asta, ci Dumnezeu a venit să-ți dea viața veșnică. Și în viața asta vei avea necazuri, dar nu ești niciodată singur. Când treci prin ape, El este cu tine. Credința nu are legătură cu nevoile tale, ci are legătură cu încrederea în Dumnezeu, o încredere în lucrurile nevăzute. Ce înseamnă? Zice, prin credință. Zice, credința este substanța, spune în greacă, este substanța lucrurilor nevăzute. Ce este substanța? Dacă e cuvântul din greacă, este substanța, se traduce așa. Este un lucru care stă sub și tot ce e clădit deasupra se menține datorită acelui lucru. E o fundație care este sub viața de credință și toată viața de credință stă pe temelia aia și aia nu se vede fundația. Credința este ceea ce ai tu ca în tot ce se întâmplă în viața ta, prin orice îi trece, să nu te zdruncini pentru că știi că Dumnezeu este cu tine. Credința nu e să te ajute sau să te încurce, ci să te încrezi în El indiferent de circumstanțe. Să știi că Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu este în control, Dumnezeu știe ce se întâmplă acum și Dumnezeu este cu tine, nu e singur și la nevoie o să-ți dea tărie și o să te ajute atât cât știe El că trebuie. Aia e credința.
Acum, trecem mai departe. Jennifer Rothschild, ce zice? Doamne, vindecă, rămân în urmă, vindecă-mă, Doamne, am credință, Doamne, am postit, Doamne, vindecă-mă, nimic. La un moment dat s-a supărat pe Dumnezeu, nu a mai mers la biserică, n-a mai vrut să se roage, a intrat în depresie, numai de asta vorbea, ce a rămas oarbă, sunt nenorocită, am fetiță mică, la 38 de ani nu mai pot să văd, păi uite, sunt oarbă și Domnul nu mă ascultă, numai negativ. S-a supărat și cu soțul, tot timpul supărată, după 6 luni, după un an, după un an jumate, soțul zice, gata, ajunge, ajunge cu plânsul. Hai înapoi la servici, hai înapoi la biserică, hai înapoi. Păi nu vezi că sunt oarbă? Văd. Ideea e că tu nu vezi că Domnul e cu tine. Păi cum? Că nu e cu mine, că dacă era cu mine mă vindecam, uite de cât timp mă rog și uite ce probleme am. Și soțul zice, gata, de ajuns. De azi înainte, înapoi la treabă, că dacă stai tot timpul și te gândești la necazuri, intri în depresie și îți pierzi și mai mult încrederea în Dumnezeu. Hai la treabă. Păi cum să fac treabă că sunt oarbă? Lasă-mă, când se oprea curentul, te duceai și știai exact unde sunt lucrurile, nu-i așa? Când se oprește curentul, nu știți de unde să-l luați? Bine, dacă le ia soția și le pune în altă parte, nu le mai găsești, dar altfel le găsești. Așa, și zice, uite aici, mergem până la bucătărie, știi să mergi? Bineînțeles că știu, e casa mea. Ok, hai la bucătărie. Ajunge la bucătărie, acum tocăm ceapă. Cum să dacă îmi toc degetele? Hai mă, lasă că știu unde e cuțitul, a luat, a tocat ceapă, acum facem mâncare, sunt cu tine. Acum deschidem aragazul, acum o săptămână, două împreună. Ce, lasă-mă că mă descurc singură, n-am nevoie de tine. S-a descurcat singură să pună rufe la spălat. După 2 săptămâni, acum mergi la servici. N-am cum să merg la servici, că sunt oarbă. Lasă-mă, că ai cum. Prima zi, merg cu tine. 5 pași până la ușă, deschizi ușa, închizi. 2 pași până la lift, te întorci, apeși pe butonul de jos. Se oprește liftul, ieși din lift. 4 pași până la scări, 2 trepte. 4 pași înainte, deschizi ușa. 6 pași cobor din pe depărătoar, 23 de pași le numărau, mergeau împreună, 1, 2, 3, 23 de pași în parcare, ai ajuns la stația de autobuz, aici întrebi și tu pe cineva autobuzul numărul 11, te sui în autobuz, 4 stații, te dai jos, merge împreună cu ea, numără. Nu știu cât, 16 pași până la scări, 4 trepte, deschizi ușa, atâția, ai ajuns la office-ul tău. Ce, că vrei să ții minte? Ziua următoare la fel, ziua următoare la fel, o zi, două, trei, o săptămână, două. Ce, lasă că nu mai trebuie să numeri, că știu și eu, 4 pași până acolo, 5 pași până acolo, 23 până acolo, deschizi ușa, uși treptele la autobuz. După 2 săptămâni, gata, acum știi singură, te descurci, mâine mă duc și eu, că îmi pierd serviciu, mă duc și eu la serviciu, că sunt ofițer de armată, trebuie să mă... Nu mă iubești, m-ai părăsit, nici tu, nici Dumnezeu, mă las singură. Ce, hai, nu te mai plânge, acum mâine mergi singură. Mâine se duce la autobuz singură, necăjită, sunt părăsită, nu mă iubește nimeni, nu sunt singură. Marți se duce singură, miercuri se duce singură, joi când se urcă în autobuz, șoferul zice, Doamnă, n-am văzut pe nimeni să fie atât de iubit cum ești matale. Ce vorbești, nu vezi că sunt necăjită și sunt singură? Și că, Doamnă, tu nu știi, nu vezi. Păi cum să văd că sunt doarbă și șoferul zice, chiar că ești doarbă? Păi să spun eu ce nu vezi. În fiecare zi, când vii la autobuz, e un ofițer de armată care merge în spatele tău cu mâinile așa. Și când te sui în autobuz, pleacă și te sui în mașină și merge după autobuz. Și când te dai jos din autobuz, merge în spatele tău până ajungi la ușa de la servici. Când ajungi la servici, te salută, blows a kiss, adică pune mâna pe inimă și zice, te iubesc. Și tot timpul merge în spatele tău. Nu ești niciodată singură, numai că nu vezi. Cam asta este, fraților. Noi când trecem prin credință, nu suntem singuri. Numai că nu vedem. Domnul m-a părăsit. Nu te-a părăsit, Domnul, tu ești orb. Dacă a dat pe Fiul lui pentru tine, de ce te-ar părăsi acum? Că Dumnezeu s-a schimbat, Dumnezeu nu se schimbă. Dar noi, dacă nu simt, frate, dar nu simt că Domnul... Frate, credința nu e electricitate. Mă iubește Domnul, am simțit. Credința nu se simte, nu se vede, nu se calculează, nu se miroase, nu se atinge. E hotărârea ta să crezi cuvântul lui Dumnezeu care zice niciodată nu te voi lăsa. Poate să mute munții din loc, iubirea mea nu se va muta de la tine. E un cuvânt care Dumnezeu nu minte și tu trebuie să zici, dacă Domnul a zis așa, nu trebuie să simt, nu trebuie să merit, mă iubește că-s copilul lui și pentru că a dat pe Fiul lui pentru mine. Punct și cred. M-ați înțeles? Și Dumnezeu onorează credința aia. E clar? În concluzie, în momentul în care vrei să faci voia lui Dumnezeu, nu ai nevoie să simți, nu ai nevoie de dovezi, nu ai nevoie să înțelegi. Ai nevoie să te încrezi în cuvântul lui și să zici, Doamne, facă-se voia ta, oricare ar fi, chiar dacă nu o înțeleg, am încredere pentru că știu că tu ești Dumnezeu. Știu că mă iubești. Știu că e mai sigur să fac ce zici tu decât să fac ce zic eu. Pentru că eu cred că știu tot, dar tu știi viitorul. Eu nu știu viitorul, tu știi pictura de ansamblu, eu nu știu. De aceea planul tău nu face sens, dar e mai bun ca al meu. Totdeauna planul Dumnezeu nu face sens. Planul Dumnezeu totdeauna se pare că e nebun, adică e fără rost. Spune Dumnezeu lui Noe să construiască o barcă. Păi nu plouase niciodată.
niciun rost. Îi spune Dumnezeu, auzi, lui Gedeon, să iau un ulcior și o trompetă. Păi cum te duci, mă, la război cu un ulcior și o trompetă? Ia și tu o sabie, un pistol, un tank, ceva, dar nu cu ulciorul și trompeta. Păi, e normal? Planul Dumnezeu nu e normal, frate. Îi spune Dumnezeu lui Iosafat să pună corul în prima linie de bătaie. Păi vrei să cânti în corul ăla? Că eu nu vreau. Prefer să stau la coadă când merg la război. Îi spune Dumnezeu, auzi, gândiți-vă la chestia asta, cât de absurdă, lui Iosua să meargă în jurul cetății de 7 ori. În prima zi odată, în a doua zi, în 7-a zi de 7 ori. Mă, frate, spunem să trag cu tunul, dar nu să merg așa și pe aceea înapoi, iar merg, iar înapoi. Nu face niciun sens planul lui Dumnezeu. Planul nostru face sens. Uite, ne întâlnim la comite, discutăm 4 ore, tu faci aia, tu faci aia, gata, am făcut un plan. Și rezultatele? Zero. Nu? Fraților, credința este când ai încredere în planul lui Dumnezeu, chiar dacă nu face sens. Nu pentru că îl înțelegi, păi dacă nu înțelegi, n-ascult, ci pentru că Dumnezeu a zis așa. Și dacă vrei binecuvântarea lui și resursele lui, trebuie să faci planul lui. Nu te duci la el, faci planul tău și vrei binecuvântarea lui. Vrei binecuvântarea lui, trebuie să urmezi strategia lui. Și când Dumnezeu zice, mergi înainte, tu nu înțelegi. Ca lui Avram, pleacă din țara ta. Nu comentezi. Aduci copilul jertfă. Nu comentezi. Dumnezeu zice, sari, sari. Nu te interesează pe cât o să coste. Dacă Domnul a zis așa, așa faci. Aia înseamnă când zici, facă-se voia ta. Nu ne ducem la rugăciune și spunem Domnului voia noastră și a spune, Doamne, te rog, binecuvintează și faci tot ce te-am rugat, dar facă-se voia ta, dar te rog să faci voia mea. Amin. Facă-se voia ta înseamnă să ai o încredere în El oarbă. Și pe măsură ce vezi cum Dumnezeu a lucrat în trecut, înțelegi că de fapt poți să te încrezi în Dumnezeu și că e mai sigur să te încrezi în planul Lui decât în planul tău. Și că planul tău totdeauna te duce la încurcături. Și că planul lui e sigur. Pentru că chiar dacă nu face sens, când te uiți la sfârșit, Dumnezeu le-a pus toate împreună mai bine decât ai fi planificat tu. Nu-i așa? Ce înseamnă să faci la Dumnezeu chiar în lucrurile mici? Păi, să vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu. Probabil că ați auzit asta pe internet. Dar discutam cu un prieten de-al meu care are un business în Michigan și are o firmă destul de profitabilă. Și foarte ocupat omul, pentru ca să ai business nu trebuie așa, dormi și plouă, pică, pară măleață în gura, știți proverbul, tu dormi și cineva muncește pentru tine, trebuie să te zbați, că altfel nu moare business-ul. Și spune, măi, Pavel, nu am timp să mă rog, cum spui tu, și să că ce pierd business-ul. Zic, mă, frate, cine ți-a dat, mă, sănătate? Cine ți-a dat business-ul? Dumnezeu. Pune-l, mă, pe primul loc și ai încredere că dacă îl pui pe Dumnezeu, este credincios, Dumnezeu te va vine. Pun, căutați mai întâi și toate celelalte, spune Biblia, Dumnezeu nu minte, se vor da pe deasupra. Ce bine, mă, o să încerc o lună. A încercat omul, după o lună mă sună și îmi spune, ce băi, de când mă trezesc pe la 4:30, 5 dimineața și am timp sfânt, timp sfânt, dau zecime din timp, am timp 2 ore și jumătate cu Dumnezeu, ce de atunci, ce deși sunt născut a 4-a generație de adventist, deci eu niciodată n-am văzut puterea lui Dumnezeu în viața mea și eu credeam că toate astea sunt povești. Și de când petrec timp cu Dumnezeu, văd mâna lui Dumnezeu lucrând ca niciodată, aud vocea lui, Dumnezeu lucrează la fiecare 2-3-4 zile, se întâmplă ceva și zice, am început să văd prezența lui cu copiii mei. Înainte, tot timpul ne ataca satana, era un scandal. Acum am văzut că prezența lui Dumnezeu e în familia mea, încât satana nu are acces. Dumnezeu învelește casa mea cu cum spune acolo, un hedge de protection. În ebraică e șalat și în greacă e panoplia. Este ca o acoperire în jurul tău. Când zice satana lui Dumnezeu, lasă-l pe mâna mea și vezi, și pe aceea satana zice așa, că ți-ai pus în jurul lui și a casei lui, zice acolo, un șalat. Ai pus un zid de protecție și nu poți să-l ating. Când petrești cu Dumnezeu, Dumnezeu pune o protecție în jurul tău și satana nu are acces. Și îmi spune, văd de când mă rog, altă atitudine în viața copilor mei, văd altă atitudine în viața mea, văd altă înțelegere cu soția, plus că am început să aud vocea lui Dumnezeu, mă inspiră ce să fac și ce men, eu am fost toată viața adventist, dar până acum n-am experimentat vocea lui Dumnezeu. De când îmi petrec timp în fiecare dimineață, să schimba viața. Și pe aceea zic, băi, degeaba îmi spui, până nu îmi spui o poveste, nu te cred. M-a sunat peste câteva săptămâni, hai să spun o poveste. Și ce conduceam prin Michigan, pe Interstate 94, prin zăpadă, ninsese de 3 zile și 3 nopți, tot câmpul era numai zăpadă. Și mă rugam în minte, în loc să conduc și să ascult la news, mă rugam, Doamne, ajută-mă să fac voia Ta. Nu numai să zic, facă-se voia Ta, ci să fac voia Ta. Dacă ai vreun plan, spune sora uite acolo că ce Iisus nu-și făcea planuri pentru El, ci în fiecare dimineață primea planul de la Tatăl. Și pe aceea, punct pe ce, așa ar trebui și noi. Să predăm planul nostru înainte al Dumnezeu, gata să le împlinim sau să renunțăm la ele, și apoi să-i cerem planul Lui pentru ziua respectivă și să ne încredem că El va completa ceea ce noi n-am făcut în dreptul nostru.
Așa spune dânsa, am paragraful aici. În fiecare dată să cerem plan, Doamne, fii cu mine azi, mă pun la dispoziția ta, folosește-mă, dacă e un om necăjit. S-a atât de ocupat că văd numai lista mea și niciodată n-am timp de alții. Deschidem ochii, să fiu ca Iisus, să mă las folosit. Și ce mă rog așa acum, pentru planul lui, să fac voia lui. Doamne, arată-mi voia ta ca să o fac. Cum am spus azi dimineață cu fotbalul, când vorbea nevasta cu mine, băi, fă cu tare, fă cu tare, și eu, aha. De-aia n-aveam habar ce zice, că eram cu ochii la televizor. Așa facem eu negrociunea. Doamne, vreau să fac voia ta, dar n-am habar ce zice Domnul. Și zice, în timp ce mă rugam, Dumnezeu m-a inspirat în minte. Uită-te la dreapta. Mă uit la dreapta și ce soție, zice, dragă, zice, e o movilă în câmp departe. O movilă albă. Și soția zice, dragă, tot câmpul e movilă. Și tot câmpul e alb. Zice, nu, Dumnezeu m-a inspirat să mă uit ceva în câmp. Nu, dragă, nu-i nimic, stai liniștit. S-a dus frumos, s-a întors înapoi, a oprit pe dreapta, a luat-o prin câmp, prin zăpadă, a mers așa până departe. O movilă albă, când s-a apropiat, era un bătrân. Părul alb, halat alb de spital, nins peste el, la mână o bandă și scria numele lui și aici scria Alzheimer's. Plecase de la nursing home, de la casa de bătrâni, se duc acasă și a uitat adresa. Și a căzut și a nins pe el. L-a luat prietenul meu frumos în brațe, nu pot să vă spun numele, a fugit cu el la mașină, l-a dus la spital, doctorul a zis, băi, câteva minute și era prea târziu, i-a salvat viața. Doctorul sună la fata bătrânului vine și zice, ce mă bucur că ne-ai dat cu mașina peste el. Ăsta zice, cum era să dau cu mașina peste el, că nu era în șosea, era pe câmp. Cum adică nu era pe șosea? Nu, era pe câmp, departe, căzut, acoperit cu zăpadă. Păi ce, cum l-ai văzut dacă era acoperit cu zăpadă? Păi ce, dacă spun, zici că-s nebun. Hai, spunem. Păi ce, mă rog și Dumnezeu m-a inspirat să mă uit la dreapta și m-am uitat. Ce, cum, Dumnezeu a vorbit cu tine? Da. Păi spune în Biblie că oile mele cunosc glasul meu. Păi dacă nu cunoști glasul lui, înseamnă că nu ești oaia lui. Probabil că capră sau altceva, știu eu. Că zice, oile mele cunosc glasul meu. Nu-i așa? Așa scrie, așa în Biblia mea. Nu știu dacă noastră poate la scrie altfel. În Biblia mea zice, cine are urechi, la aceea în Apocalips, să audă, Duhul Dumnezeu îți vorbește, dar noi suntem prea ocupați cu noi și n-auzim ce zice Duhul. De aici, Doamne, facă-se voia ta. Doamne, vorbește-mi. Dumnezeu vorbea cu Avraam, vorbea cu Moise. Ce credeți că s-a schimbat? Avraam nu era frate Superman, conducea supercar, mânca superfood și folosea superglu. Avraam era om ca tine și ca mine. Dacă Dumnezeu a vorbit cu Avraam, Dumnezeu vrea să vorbească cu tine. Vrea să vorbească cu mine. Dumnezeu vrea să comunice cu noi. Numai că noi nu ascultăm. În momentul în care te pui la dispoziția lui, Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu încă vorbește astăzi. Și zice, Dumnezeu vorbește cu tine? Și zice, da, Dumnezeu mi-a spus să mă uit la dreapta. Ce gata, vreau să fiu la biserica ta. Păi stai puțin, noi nu mâncăm porc. Nu contează, mănânc ce mâncați voi. Păi stai puțin, noi nu ne închinăm duminica, ne închinăm sâmbătă. Mă închin și marțea, când vreți voi, atunci mă închin. Păi dar de ce vrei să vii, că nu cunoști, n-ai făcut studii biblice, nu ne cunoști. Ce nu mă interesează. Toate bisericile îți au numai teorie. Vreau să vin la voi, că voi aveți prezența reală a lui Dumnezeu. Și eu n-am nevoie de teorie, am nevoie de Dumnezeu. Ați auzit? Toate bisericile au numai teorie, dar voi aveți prezența lui Dumnezeu și asta îmi trebuie. Ce-ar fi dacă, într-adevăr, am avea toți prezența lui Dumnezeu să umblăm cu Dumnezeu? Vă dați seama ce atractiv ar fi biserica? Ok, zice, facă-se, nu mai continuăm aici, că asta era prima parte de azi dimineață. Acum am încheiat partea de dimineață, acum continuăm cu partea de după amiază. Ce urmează mai departe? Zice, ziceam așa, intrați pe porțile lui cu laude, după aceea te focalizezi pe Dumnezeu, nu? Vie împărăția ta, facă-se voia ta, așa este? E totul despre El. Nu întâi despre tine, ci întâi te uiți pe tine și te focalizezi pe Dumnezeu. Uiți de tine. El să crească și eu să mă mișuresc. După aceea, în partea a treia, ce? Pâinea noastră, iartă-ne greșelile noastre și noi ce pe noi. Acum, de-abia, după ce l-ai pus lauda și l-ai pus pe Dumnezeu și nevoile lui și voia lui și împărăția lui și toate astea pe primul loc, după aceea poți să prezinti și nevoile tale. Că mă întreabă oamenii, păi dacă nu prezint nevoile mele, am voie vreodată să le prezint? Păi spune acolo în Biblie, aruncați toate îngrijorările asupra lui. Bineînțeles că ai voie. Necazul e că noi nu înțelegem acolo când spune aici ecbalo. Ce înseamnă ecbalo? Ecbalo se folosea când aruncai ceva, așa se traduce. De exemplu, foloseau când aruncau pietre sau când aruncau demonii din cineva. Tu chiar stau, tu să scoți afară demonii. Se folosea cuvântul ecbalo. Înseamnă să arunci ceva tare de tot, departe, așa de departe, că nu poți să-l mai iei înapoi. Când zice aruncați toate îngrijorile asupra lui, nu înseamnă, hai Doamne să ți le arăt, să vorbim de ele și apoi le iau înapoi, le pun pe umeri și le car.
Înseamnă că le-ai aruncat la El, acum nu mai sunt, le-ai dat Lui, nu mai sunt problemele tale. Și Doamne, ți le-am dat ție, ăstea sunt ale tale. Sunt problemele tale, nu mai sunt ale mele. Le-ai aruncat, nu le mai ai înapoi, ai încredere că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu știe și că Dumnezeu ți-a promis că va fi cu tine, îl lași pe El să le rezolve și tu îți vezi de treabă, că aia nu mai e problema ta. Păi frate, dar cât să aștept? Aștept de 2 luni să rezolve Domnul. Păi așa spune Biblia, bine e să aștepți în tăcerea. Sau spune așa, aceia care așteaptă după Domnul își înnoiesc puterile ca niște vulturi. Dar noi nu așteptăm, că n-am răbdare. Doamne, dă-mi răbdare, dar te rog frumos să-mi o dai acum, în următoarele 2 secunde. Te rog, dă-mi răbdare acum, repede, repede. Cam așa vrem noi răbdare. Răbdarea Sfinților, când i-ai dat Dumnezeu o problemă, îl lași pe El să lucreze în felul Lui, în timpul Lui. De-aia e Dumnezeu, să hotărască El, nu tu. Nu? După ce ai pus pe Dumnezeu primul loc, acum de-abia prezici și problemele tale. Spui așa, pâinea noastră, foarte interesant, nu zice pâinea mea. Păcatele noastre, nu zice al meu. Și în greacă se implică în gramatică că niciodată să nu cer dacă cer pentru tine. Și Biblia spune că e o mai mare binecuvântare să dai decât să primești. Iar Solomon spune că nimeni nu se roagă bine când cere o binecuvântare pentru sine. Nimeni nu se roagă bine când cere o binecuvântare pentru sine. Spune că Dumnezeu nu ni le dă. Numai când cerem ca să o împărtășim. Când zic, Doamne, ajută-mă să folosesc ce-mi dai, dacă Tu mi-ai dat o casă, ajută-mă să o folosesc nu numai pentru mine, dar și pentru lucrarea Ta. Dacă Tu mi-ai dat o mașină, dar ce mi-ai dat Tu, orice binecuvântare, să o folosești și pentru alții. Atunci de-abia Dumnezeu ți-o dă, numai dacă o folosești bine. Ok, zice, pâinea noastră, dă-ne-o nouă astăzi, nu mâine, ajunge zile necazului. Păi, eu totdeauna îmi plătesc toate bilurile, toate facturile la timp. Am o boală, când vine o factură, eu nu stau o săptămână, o lună, până în ultima zi. A venit azi, azi am plătit-o. În viața mea n-am fost întârziat cu una, niciodată. Niciodată. Și nu exagerez. Soția zice că sunt bolnav, zice, băi, ești exagerat. Nu suport să fiu întârziat, mi le plătesc la timp și n-am nicio grijă. Și când vine, să zicem, salariu, zic așa, asta e zecimea, asta e pentru daruri, asta e pentru săraci și pentru misiuni. Asta pentru școală, pentru copii, asta este pentru facturi și asta rămâne de mâncare. Mi le-am organizat și nu mai am grijă. Păi frate, le-am pus eu toate deoparte, nu știu ce, am plătit facturile și am luat zecimea, am pus-o la plic, am trimis-o, de fapt am intrat pe internet și după aceea iau banii de școală să plătesc școala copiilor. Ca să nu stau cu banii în casă, să nu fie cineva ispitit să ia, să-i cheltuie, să-i toace, știți? Ca precum iepurii morcovii. Că repede se toacă banii. I-am luat banii, hai la școală, mă sui în mașină, ploua. Mă sui în mașină, o iau la stânga, o iau la stânga și iau la stânga. Școala era chiar în spatele proprietății noastre. Când ajung la școală să intru pe proprietatea școală, o tânără, care o botezasem eu cu vreo 3 luni înainte, plângea. Plângea cu lacrimi de crocodil, știți? Adică plângea de se rupea. Și opresc mașina lângă și zic, de ce plângi? Nu vă spun numele. Și ce, nu pot să spun, pastore, zic, hai în mașină că te plouă, urcă în mașină. Spune-mi de ce plângi. Nu pot să spun. Mai soră, spune-mă că de-aia suntem o familie în Hristos. Spune-mi de ce plângi. Și păi au închis fabrica de mașini și ce, 4.000 de muncitori au fost dați, nu mai știu câți, peste 4.000 erau, au fost dați afară și ce, am pierdut și eu serviciu. Și ce, am tăcut din ură, n-am spus nimănui ca să nu cer bani la biserică și ce, n-am plătit apartamentul și ne-a dat afară și am rămas, acum vine iarna și am rămas cu 2 copii mici în stradă, n-am plătit curentul, am terminat mâncarea și am avut 4 cartofi, m-am dus la vecină, am copt, am dat la copii și ce, gata, murim. Zic, bă, lasă-mă că de ce suntem noi o familie, cum aveau ucenicii tot împreună? Tot ne bucurăm împreună, plângem împreună, mâncăm împreună, nu, ne ajutăm unii pe alții, ne rugăm unii pentru alții, că de-aia, când vine Iisus nu spune, bine, ser bun și credincios, ai mâncat tofu, intră în împărăția mea. Când vine Iisus zice, bine, ser bun și credincios, am fost dezbrăcat și mi-ai dat haine, am fost în pușcărie, m-ai vizitat, am fost fără haine, mi-ai dat haine, mi-a fost sete, mi-ai dat apă, așa spune Iisus, nu? Zic, lasă-mă că aia e creștinătatea, hai încoa, hai în mașină. M-am gândit eu acum, ce bani aveam eu la mine? Banii de școală pentru copii, de tuition. Păi dacă îi dau ei banii, nu mai plătești școala. Păi trebuie să plătești școala. În viața mea n-am rămas cu o factură neplătită. Trebuie să plătești școala. Și am zis, nu îi dau banii. Ăștia sunt bani de școală, nu sunt ai mei, nu sunt ai ei. Și Dumnezeu mi-a spus în minte, băi, ajută-o pe asta. De ce ai invitat-o în mașină? Să nu o plouă. Și am spus mâinii, bagă-te în buzunar. Și mâna mea a înțepenit, a paralizat și a stat dreaptă. Și a zis, nu mă bag în buzunar. Și am început să mă cer cu mâna și mâna nu m-a ascultat. Și la un moment dat m-am dus, am zis, știi ceva?
Nu contează că nu plătești școala, Dumnezeu mi-a scos-o în cale și zice așa că pâinea noastră, nu a mea, pâinea noastră dă-ne-o nouă, nu mie. Știi ceva? Trebuie să-mi împar pâinea cu ea. Ce-o fi, o fi. Hai la Aldi, că era cel mai ieftin magazin, m-am dus la Aldi și zic, ai lapte acasă? Nu avem lapte. Am luat un bidon de un galon, 4 litri de lapte, îl pun în cărucior, mă uit la ea și tot tristă. Am pus două bidoane, a zâmbit, zic, acum e bine. Am pus un carton de ouă tristă, pun două cartoane, zâmbește, gata, e bine. Am pus cartofi, am pus cutare, am pus orez, am pus, până am umplut căruciorul. M-am dus la casă, am plătit, am dus-o acasă la apartament, că apartamentul era închis, nu putea să intre, le-am pus la ușă, dau telefon la proprietarul apartamentului. De ce ai dat-o mă afară? Păi n-a plătit. Băi, tu ai copii? Da, am. Dacă cineva te-a scoate pe tine în stradă iarna, cum s-ar fi? Nu mă interesează, trebuie să plătească, toată lumea plătește, da, telefonul mai departe, așa, și când a terminat, am pus telefonul înapoi la ureche, zic, mai, tu ești creștin? Da, sunt. Zic, bă, tu nu ești creștin. O să arzi în foc, tu și copiii tăi. Și mie îmi place așa să... Și zice, cum adică, de unde știi tu? Păi nu spune în Biblie că am fost necăjit și... Ce, Doamne, când te-am văzut noi? Ce, duceți-vă de la mine. Asta ești tu, măi. Ce e că dacă o ierpi, ea trebuie să ierpi pe toți. Măi, omule, nu toți sunt fără servici. Și noi ierți în fiecare lună. O ierți acum să nu stea în stradă. Luna viitoare îți plătește că își găsește servicii între timp. Las-o înăuntru. Nu o poți să o las. Măi, femeie, zic, eu îți dau telefon la pastorul tău să-i spun ce creștin ești tu. Și ce dacă? Zic, păi nu, că dau telefon și la news, la ziar. Nu, că nu dai. Zic, tu nu mă cunoști pe mine. De-abia aștept să dau. Și ea de-abia așteaptă o poveste de genul ăsta. Zic, nu, că nu faci asta. Zic, vrei să mă încerci? Păi nu, că te rog să nu dai. Iartă-o și uite ce facem. Cât datorează atâta? Păi zic, eu deja am cheltuit o parte pe mâncare și nu m-am decât cam jumate. Îi plătesc eu jumate ca dar și ierți tu jumate ca dar. Și atunci, uite, poți să fii mântuită și tu. Și zice, da, zice, nu-mi convine. Hai mă, lasă-mă, mai că ești creștin, mă, dacă ai fi tu în situația ei. Ce bine, o ier jumate, dar numai luna asta, luna viitoare nu mai ier. Bine, Domnul să te binecuvânteze, pa! Am băgat o femeie în apartament, am dat telefon la prezbiteri. Băi, voi sunteți creștini? Da, da, pastore. Ok, dacă nu faceți ce am făcut eu sâmbătă, nu mă vedeți la predică, nici la cină. Păi ce ai făcut, pastore? Păi mi-am dat banii mei să-i plătesc apartamentul și mâncarea. Vreau voi să puneți din buzunar, nu din banii bisericii, să-i plătiți curentul, să dea drumul la căldură. Au strâns ea repede, nici n-au discutat, au strâns banii, au plătit curentul și apoi i-am spus femeii, uite-te în ochii mei, luna asta te-am ajutat. Tu nu ești fără un picior, fără o mână, nu-ți lipsește un cap, nu, ești ok. Ți-ai pierdut serviciu? Du-te și ia-ți un serviciu. Păi da, dar eu am calificare înaltă. Lasă-mă cu poveștile. Ia-ți un serviciu prost până găsești unul bun. Lucrează undeva să ai ceva de mâncare și între timp cauți unul bun. Dar ia-ți un serviciu azi, că luna viitoare nu te mai ajutăm. Dar luna viitoare vreau să vii tu la mine și să-mi spui că din banii aia puțin care ai luat, ai găsit pe altul mai amărât și ai ajutat tu. Vreau să-mi spui pe cine ajuți tu ca să faci ce am făcut noi. M-a luat femeia în brațe, a început să plângă și ce voi sunteți o biserică adevărată. Ce mie mi-a fost greu să spun, de aceea este o biserică adevărată. Mă bucur că m-am botezat la voi. Luna viitoare vine la mine și zice, cunoști pe cutare, da. Știi că și-a primit serviciu, da. Eu i-am cumpărat mâncare. Zic, Domnul să te binecuvinteze, acum ești creștin și tu. Mă duc acasă. Zic, Dana, n-am plătit școala la copii. Păi de ce n-ai plătit? Nu m-am bani. Păi ce ai făcut? I-ai pierdut? Păi ți-amintești tu vreodată în viața mea să pierdut eu un leu? Ce nu? Păi și atunci? I-ai cheltuit? Mă știi tu pe mine că cheltui. Ce nu? De obicei tu strângi. Ok. Și atunci? Păi ce ai făcut? Păi zic, hai să spun. Și am povestit povestea. M-a luat în brațe, m-a pupat și că bravo, cinste ție, sunt mândră de tine. Păi și ce facem cu școala? Ce lasă-mă că Domnul va purta de grijă. Aici, pâinea noastră, ai împărțit pâinea, Domnul să te binecuvânteze, ai făcut un lucru bun, sunt mândră de tine. M-a iubit nevasta, m-a luat un hac, m-a pupat, mi-a dat de mâncare mâncare bună. Mă duc la poștă, iau poșta. Când iau poșta, i-am făcut poză. O scrisoare de la IRS, de la taxe. Și acum 4 ani am făcut o greșeală în taxele tale, ți-am luat prea mult și ți-am trimis banii înapoi. Mai mult decât suma care o dădusem în ziua aia. Adică Dumnezeu s-a uitat și zice, am văzut ce ai făcut. Dumnezeu nu face totdeauna așa, de câte ori dai un ban, gata, îți vine o scrisoare. Nu! Dar faptul că Dumnezeu îți dă sănătate, nu? Faptul că Dumnezeu îți dă un serviciu, îți dă un acoperiș, faptul că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său, faptul că Dumnezeu îți dă viața veșnică, poți vreodată să plătești pentru asta. Și atunci nu ești binecuvântat? Alții săraci trăiesc în Ucraina sau știu eu în Haiti sau știu eu în Africa pe undeva. Tu ai ce mânca aici, Dumnezeu te-a binecuvântat. Și Dumnezeu spune, băi, împarte-ți pâinea cu altul care nu are. Nu e așa?
Și atunci când am găsit cecul ăla, Dana zice, vezi mai? Vezi mă că te văitai că nu plătești școala. Uite, acum plătești și școala. Și ai făcut și un lucru bun. Dar Dumnezeu nu mi-a dat întâi banii și apoi să o ajut pe aia. Dumnezeu a vrut întâi să sacrific eu ce am și apoi a zis, uite, eu voi purta de grijă. Dacă tu ești credincios, eu voi purta de grijă. Asta înseamnă când zici pâinea noastră. Nu zici, Doamne, dă-mi mie pâine, ci zici, Doamne, ajută-mă să împart pâinea mea ca binecuvântarea ta să nu fie folosită în mod egoist numai pentru mine. Asta înseamnă în rugăciune. Noi când ne rugăm, Doamne, dă-mi, Doamne, ajută-mă pe mine, pe mine. Eu sunt centrul universului, cum se zice, pământului, știți? Măi, fratele, nu ești matale. Dumnezeu este centrul universului, nu tu. Tu ești un servitor netrebnic. E clar, ca lacrima. Orice am face, nu merităm nimic. Nici măcar nu ne-am făcut datoria. După aceea ce zice? Pâinea noastră a toate de noastră? Și apoi ce zice? Și ne iartă. Cum? Exact așa, și spune Solait, zice, tu de digri, pe măsura pe care ierți altuia, în parabole, exact cu aceeași măsură Dumnezeu te va ierta pe tine. Deci dacă tu nu ești în stare să ierți pe altul, să nu ceri iertare lui Dumnezeu. Pentru că tu trebuie să fii dispus să ierți, deși ăla poate că nu merită, așa cum Dumnezeu te iartă pe tine, deși tu nu meriți. Pentru că pentru păcatul tău și al lui, Iisus a plătit pe cruce fără ca noi să merităm. E clar? Și tu nu ierți pe ăla că merită. Tu-l ierți pentru că Dumnezeu te-a pus să-l ierți. Aia nu înseamnă că îl lași să mai facă la fel. E una să-l ierți și alta să îl încurajezi în păcat. M-ați înțeles? Ok. N-am timp acum că subiectul de iertare, dacă intrați pe internet, sunt acolo 7 predici despre iertare și explică exact cum funcționează asta în Biblie. Ca de exemplu, zice, împăratul i-a chemat pe servitori și ăsta avea o datorie, ălaltul și zice, dați bani înapoi. Și un servitor datora, cât? 10.000 de talanți de aur, păi frate, știți cât e aia? E 160.000 de ani de lucru, în jur de 160.000 de ani, 160.000 de ani de lucru, salariu pe 160.000 de ani. Păi frate, dacă 160.000, în primul rând că tu nu trăiești decât 80 de ani. Cum ai putea să-ți dai datoria? Că zice ăla, zice creștinul ăla necreștin, zice așa, iartă-mă și îți voi plăti înapoi. E inconștient, creștin inconștient. În primul rând, iartă-mă și îți voi plăti. Păi frate, creștinul ăsta confundă harul cu legea. Că ce iartă-mă e har. Și îți voi plăti, îți merite. Dacă îți plătesc înapoi, n-am nevoie de iertare, că ți-am dat bani. Dacă mă ierți, n-am nevoie să mai plătesc, că m-a iertat. E una ori alta, nu poate să fie amândouă. Iartă-mă și îți voi plăti înapoi. Nu se poate să fie amândouă. Dar așa sunt creștinii noștri. E cu harul, dar și eu trebuie să fac ceva. Pe ori e harul, ești tu. Ha? Ce iartă-mă și voi? Și pe ce îți voi plăti înapoi? Păi frate, tu ești inconștient. Cum poți tu să plătești înapoi 10.000 de talanți de aur? Când el câștiga, un soldat roman câștiga un dinar pe zi. Și 10.000 de talanți erau valoarea salariului de 160.000 de ani. Păi tu trebuie să trăiești 160.000 de vieți sau mai mult și să nu folosești bani nici pe mâncare, nici pe curent, nici pe nimic, tot să-i dai și tot nu plătești dacă mai pui și dobânda. Păi tu nici nu trăiești atâta, nicio șansă în veci să plătești. Cum poți să plătești sângele lui Iisus? Cum poți tu să plătești viața veșnică? Cum poți? Ce auzi, voi plăti înapoi. Păi dacă faci asta și asta și asta, meriți. Nu meriți nimic, rob netrebnic. E totul har nemeritat, prin credință, prin har. Ca să nu se laude nimeni, așa spune Biblia. Dar ăsta nu înțelege credinciosul ăsta care merge la adunare. Ce iartă-mă și îți voi plăti înapoi. Și împăratul dă din cap, zice, băi, tu nu înțelegi deloc, dar te iert. Îl iartă și ăla, iese afară și întâlnește pe unul care-i datora lui munca pe 3 luni, nu pe 160.000 de ani. Și îl sugrumă, zice, băi, dacă nu-mi plătești, te bag în pușcărie. Și când aude, stăpânul ce face? Îl ia pe ăsta și zice, băi, eu te-am iertat pe tine și tu la rândul tău trebuia să-l ierți pe ăla. Și pentru că nu l-a iertat pe ăla, nici eu nu te mai iert pe tine, l-a pus în pușcărie. Și apoi ce zice Biblia? Zice, iertați și veți fi iertați. Nu judecați și nu veți fi judecați. Cu ce măsură judecați? Cu măsura aia vi se va judeca. Și noi știm treaba asta. Dar noi nu suntem în stare să iertăm pe unul care ne-a greșit în timp ce vrem iertare de la Dumnezeu. Hello? M-ați auzit? Dacă vrei să te duci în prezența lui Dumnezeu și aștepți iertare, trebuie și tu să fii dispus să-L ierți pe fratele tău. Chiar dacă nu merită. Că nici tu nu meriți.
Să-i, Doamne, am încredere că Tu îmi vei vindeca rana care mi-a făcut-o și că Tu îl vei ajuta să se îndrepte și eu îl iert. Așa cum a spus Iisus. Cum a spus Iisus când era pe cruce? Doamne, iartă-i? Nu știu ce fac, e satana care îi conduce, nu știu, dacă ar fi conștienți, Doamne, iartă-i, amărâți. Nu? Ce zice? Iartă-ne păcatele noastre așa cum iertăm și noi la alții. Păi, probabil că ați auzit asta pe internet, eram în nord, într-o biserică, aveam mai multe biserici, și era o babă de 92 de ani, înaltă, adică când intra pe ușă s-a plecat, nasul coroiat, duse de cap în jos, fusese prezbiter vreo 300 de ani și bogată, avea nu știu câte sute de apartamente, avea două fabrici, avea un magazin de instrumente muzicale, avea un dealer de mașini, avea, în sfârșit, cumpărase terenul de la Camp Meeting, cumpărase terenul de la Academia Adventistă, cumpărase biserica cu bani cash și când intra în comitet, intra așa, se uita la toți, băi, voi sunteți toți niște fraieri, bă, dacă nu v-aș da o bani, toți ați muri. Așa striga la comitet, băi, voi sunteți toți niște fraieri. Tu faci așa. Și toată lumea se apleca și făcea ce zicea aia, că dacă nu se supără împărăteasa. Și eu m-am dus, am salutat-o frumos, am vorbit cu ea și zice, pastore, am mutat 17 pastori înainte, dar dacă nu faci ce zic eu, te mut! Și eu m-am uitat la ea, zic, băi, tu joci șah aici? Tu crezi că mă muți pe mine, cum muți piesele la șah? Dacă vrea Domnul să mă mut, și eu vreau să mă mut, nu vreau să stau aici, că mă doare capul deja. Iar dacă Domnul vrea să stau, te muți tu! Vai, ce, păi tu nu știi cu cine vorbești. Bă, zic, ba da, și am spus numele, cu cine? Ce, tu nu înțelegi câtă putere am. M-am uitat la ea, era să-i zic, bă, dacă suflu mai tare cazi, dar am tăcut. Am zis să fiu politicos, să fiu creștin. Și mi-a zis, lasă-mă să nu-mi prind mintea cu ea, să fiu pastor. Tăcut din gură, a dat ea cu gura cât a dat, Domnul se binefăcea și am plecat. Avem comitet și zice, se construiesc biserici în India. Câți bani avem în bancă? Și zice ăsta, trezorierul, zice, păi nu mai avem decât 65.000 de dolari. Ce îi dați tot în India. La care zice ăla, păi stai puțin, că avem acoperișul rupt și încălzirea centrală ruptă. Ne trebuie, reparăm peste și apoi dăm. Și zice, uite, biserica mare din Milwaukee a dat numai 2.000, biserica din Madison a dat numai 2.000, biserica din Green Bay a dat numai 2.000. Noi suntem o bisericuță mică, deci am dat 65.000. Vai! Te cerți cu mine? Ți-am spus să-i dai toți? Îi dai toți? Că dacă nu, te dau afară din comitet. Și ai zis, calmează-te, soră. Numără până la 10? Stai jos? Nu dai afară pe nimeni, eu sunt pastorul. Te dau și pe tine afară. Zic, ok. Am luat telefonul, am sunat la poliție. N-ai nu anuană? Zic, mă deranjează cineva în comitet public. Și poliția, imediat venim și luăm. Și ea zice, nu, gata, plec singură. Zic, îi spun la poliția, așteaptă puțin. Zic, te rog să ieși pe ușă, să vii când te calmezi și când înveți să-i respecti pe ceilalți. Se duce la ușă, pău, trântește ușa, zic la poliția, nu mai e nevoie să veni, s-a liniștit treaba. Și pacea intră din nou pe ușă, zice, te termin. M-am uitat, băi, tu nu semeni cu Schwarzenegger, tu nu ești terminator. Închide ușa din nou, pleacă, iar intră pe ușă, până mâine ești mutat. Închide ușa, iar intră pe ușă, te dau afară din lucrare. Intră, zic, am înțeles, pa. Vine apoi când te calmezi și știi să iubești și să respecti oamenii. Vine înapoi, ia telefonul, sună la conferință. Cât datorați la Academie ca să construiți clădirea? 2,4 milioane. Ce-ți dau un cec pe loc de 2,5 milioane dacă nu-ți pe pastorul ăsta. M-am simțit așa de bine ca niciodată în viața mea, că niciodată nimeni n-a pus atâta valoare pe mine. 2,5 milioane. Adică, oh! Și zice, îți dau 2,5 milioane dacă nu-ți pe pastorul ăsta. Iar președintele conferinței zice, mi-ar place să primim banii, dar nu putem, trebuie să înveți să respecti pastorii. Ce, oh, nu-ți mai dau niciun ban. Pac, a închis telefonul, a început să sune pe la membri. Sunteți cu mine sau împotriva mea? Unii cu ea, unii împotriva. Au început să vină membri la mine. Pastore, suntem cu tine, nu suntem cu ea. Și bă, fraților, Iisus a spus, mă rog, ca să fie una. Unitatea vine de la Hristos, diviziunea vine de la Satana. Eu nu sunt aici ca să facem două grupe, grupa ei și grupa mea. Cine-i cu mine? Republicanii și democrații. Băi, frate, eu sunt aici ca să vizităm pe bolnavi, pe aia care nu vin la biserică, să dăm studii biblice, să facem evangelizări. Suntem aici să salvăm ce e pierdut. Așa că nu e nicio grupă. Ca să fie război trebuie să fie doi. Lasă-o să fie singură, să lupte cu cine vrea. Eu nu mă lupt. Eu n-am timp să mă lupt. Am altceva mai bun de făcut. Nu-mi stric energia cu lupte. Lasă-o în pace. Zic, nu puteți să fiți de partea mea, că eu n-am parte. S-a terminat.
Dacă vreți să faceți ceva de partea mea, faceți vizite la bolnavi, vă rugați, faceți lucrare misionară, că de aia ne-a chemat Domnul. Nu să ne luptăm între noi până ne omorâm unii pe alții. Și nu vine nimeni la adunare, că ce să facă? Să vadă lupte? Am lăsat-o în pace. Vai, mi-a făcut viața amară. La fiecare predică dădea telefon la conferință. Ăsta a zis să nu mai mâncăm tofu. Mă, n-am zis așa, măi! Ăsta a zis să nu mai ține sabatul. N-am zis așa! Hai să ne ducem acasă, ne uităm la film. Nu am... Zic, am zis că e mai bine să stai acasă decât să vii la biserică și să nu plinești ce ai auzit. Dar n-am zis să nu vii la biserică. Ăsta cred că ia droguri. Băi, femeie, în viața mea n-am atins droguri. Așa m-am născut eu. N-am atins porn, n-am atins tutun, n-am atins în viața mea. Nu... Pe ăsta, dacă spuneai că vorbesc prea mult, tăceam din gură. Dacă spui că ating droguri, aia nu se potrivește. Ăsta a început să dea telefon la conferințe, la uniune, la diviziune. Am ajuns faimos, eram renumit că dădea telefon la toți și povestea de mine. Vă dați seama că e ușor să povestești. Dar de câte ori tu ești la biserică și te întâlnești cu ea și începe să strige la tine și să te jignească și să te facă în toate felurile, imigrant, nu faci de bani, nu ești nimeni, nu știu ce, și începe să te... Vă dați seama că o vedeam și mă durea stomacul. Când o vedeam așa, mi se roșeau urechile și începeam să tremur. Spuneam soției, băi, nu mai pot să o sufăr. Soția zice, păi nu spui tu la biserică că trebuie să iubim și dușmanii și să iertăm și să ne rugăm pentru ei? Și lasă-mă, asta e așa, predică. Și soția zice, măi, nu trebuie să te rogi pentru ea. Zic, ce mă, păi nu te rogi pentru Satana, măi. Ce nu, trebuie să te rogi pentru ea și să o iubești, că Iisus o iubește. Lasă că dacă o iubește Domnul, ajunge, nu mai trebuie să o iubești și eu. Lasă că ajunge. Mulțumesc. La un moment dat, ne-am rugat 3 luni, și eu și soția. După 3 luni a căzut pe gheață și a rupt șoldul și a rupt mâna, a intrat în spital, n-a mai ieșit, a murit. Nu pentru asta m-am rugat. Eu m-am rugat ca Domnul... Și soția zice, du-te și vizitează la spital. Zic, ok, mă duc. Zice, nu te duci cu mâna goală, cumpără-i flori. Zic, eu nu stric banii pe asta. M-am zis la Aldi, că erau cele mai ieftine flori, 2,49 de cenți, pe 3 sau pe 4 trandafiri, și i-am luat pe cei mai păliți, pe cei mai ieftini, dau banii pe ea, pe dușmanul meu, de ce să dau banii, că nu stric banii așa, nu? M-am dus și zic, ți-am adus flori să mă rog pentru tine. A luat florile cu mâna stângă, ca nu era ruptă, și mi-a dat cu el în cap, zice, ieși afară să nu te mai văd. Zic, nici eu nu vreau să te văd, papa. M-am dus acasă, zic, eu nu mai mă duc. Și soția zice, dai telefon la conferință, le spui că ieși afară din lucrare. Păi de ce să ies afară din lucrare? A ieșit ea, am scăpat. Și soția zice, păi tu nu ești un urmaș al lui Hristos, tu nu ești un pastor bun. Ce Dumnezeu te-a adus aici pentru ea. Și acum încep să cred că de fapt a pus-o pe ea aici pentru tine. Pentru că Dumnezeu vrea să te învețe să iubești nu numai pe ea care te iubesc, că așa fac și păgânii, să iubești pe ea care te urăsc și să înveți să ierți pe ea care îți fac rău și să înveți să întorci obrazul. Așa spune Biblia sau nu spune așa? E ușor de zis și de predicat, e ce vine. Dar e mai greu de făcut. Mai ales când cineva te-a rănit, te-a afectat, te-a înșelat, te-a vorbit, nu-i așa? Și ce soția, aici e încercarea, dacă ești pastor adevărat, să fii ca Hristos, să o ierți, să o iubești, să te rogi pentru ea. Zic, băi, dar e greu, mă? Și ce uite, tu niciodată nu o să salvezi pe ea, până nu o iubești atât de mult cât a iubit-o Hristos. Atât de mult încât să fii dispus să-și dai viața pentru ea. Zic, eu să-mi dau viața pentru asta. Ce du-te în grădină și roagă-te, că acum avem vizitatori, n-am timp de așa ceva. Știam că dacă nu mă duc în grădină, nu am pace. M-am dus în grădină, Doamne, ajută-mă să scap de femeia, să mă lase în pace și soția și ea. M-am mustrat conștiința, zic, Doamne, ajută-mă să am puterea să o iert. Și pe aceea mi-a dat seama, Doamne, iartă-mă Tu pe mine, că eu nu sunt cum trebuie. Și eu nu știu să iert și eu nu știu să fiu ca Iisus și eu nu sunt un pastor bun. Te rog să mă ierți și să mă ajut să o iubesc cum o iubești Tu. Și apoi am zis un lucru care îmi părea rău când îl ziceam. În timp ce mă rugam, îmi părea rău că îl zic. Zic, Doamne, mi-e foarte greu, dar așa cum Iisus a murit pentru ea, dacă o pot salva să fie în cer, Iisus și-ar fi dat viața numai pentru unul. Și eu sunt dispus să-mi dau viața dacă o femeie poate să fie iertată și mântuită. Așa că sunt dispus să-mi dau viața mea ca ea să fie salvată. În momentul ăla am avut în sfârșit pace și am știut că Dumnezeu m-a iertat pe mine și că Dumnezeu va lucra. Și soția zice, uite aici, am făcut cornulețe pentru vizitatori, ia-o o parte din ele, du-te la spital, să nu vii acasă, până nu te rogi cu ea. Fă tot ce poți să o salvezi, că Iisus a murit pentru ea.
A luat cornulețe, frate, din alea bune, se rup în buze, miros frumos, cu gem de caise în mijloc, bune, cele mai bune care pot să le mănânci, numai când mă gândesc îmi lasă gura apă. M-am dus la spital și am pus cornulețele la spate ca să nu dea cu ele în cap, că se pierde bunătatea de cornulețe. Și zic, am venit să mă rog cu tine și s-am adus cornulețe, dar te rog să nu le arunci, dacă nu le mănânci tu, le mănânc eu. Ce? Nu îmi trebuie cornulețele, te urăsc să pleci de aici. La ceea ce, dar miroase frumos. Păi, sunt cornulețe românești, man, făcute de casă, nu sunt prăjituri din alea de 2 bani. Ce, dar poți să gust una? Păi zic, pentru tine sunt. Fratele a gustat toate. Mi-a rămas una și pentru mine. Și după aceea zice, de ce vii, nu știi că te urăsc? Și zic, să știi, și eu te-am urât. Dar m-am cerut iertare, m-am pocăit. Și noi așa trebuie să fim, trebuie să ne iertăm unii pentru alții. Altfel, cum o să fim în cer împreună, dacă aici nu ne suferim? Zic, uite, te rog să mă ierți și vreau să spun că eu te-am iertat și vreau să mă rog pentru tine. Ce pot să plângă? Și ce-i prea târziu, Duhul Sfânt m-a părăsit. Zic, de unde știi? O, ce știu. Păi ce, tu ții Duhul Sfânt într-o cutie și te-ai uitat în cutie și nu mai e acolo. Nu, păi și atunci de unde știi? Păi am păcătuit. Păi toți am păcătuit, așa spune Biblia în Roman 3, că toți, cât de mulți? E vreunul aici care n-a păcătuit? Vreau să văd și eu un sfânt. Nu. Toți am păcătuit, stă în lipsită să... Zic, toți am păcătuit, femeie. Ce, nu, eu am făcut un păcat mare. Păi l-ai măsurat? L-ai pus pe cântar? De unde știi? Și acum 71 de ani am făcut un... Vai de mine, păi tu ești o sfântă, eu păcătuiesc în fiecare zi. Deci acum 71 de ani... Stai, ce iertare? Toată viața în fiecare zi. Păi mai femeie, tu n-ai o problemă cu păcatul. Tu n-ai încredere în sângele lui Hristos. Că Biblia spune așa. Dacă ne mărturisim păcatele, deci care e partea ta? Să mărturisești. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ce promite? Dumnezeu e credincios și trebuie să te ierte și să te curățească. E extraordinar. În momentul în care tu îți mărturisești, spune Sora White, în paragraful ăla extraordinar, spune așa. Că în momentul în care tu îți mărturisești cu inima zdrobită, zice, Iisus ia păcatul tău, îl pune asupra lui ca și cum el ar fi făcut și ia neprihănirea lui divină, neprihănirea lui dumnezeiască, perfectă, albă ca zăpada și o pune asupra ta ca și, tu, ca și cum tu ai fi sfânt cum e Iisus. Zice, în clipa aia tu ești neprihănit ca Dumnezeu. Este o chestie extraordinară. Dumnezeu face treaba asta pentru tine. Dumnezeu ne-a murit pentru sfinți, a murit pentru... Nu cei sănătoși au trebuit. Zic, femeie, în momentul în care tu te-ai rugat, Dumnezeu te-a iertat. După aceea, de 1000 de ori, dacă te-ai rugat, te-ai rugat prea mult, că tu deja erai iertată. E ca și cum te duce la doctor, dă medicamente, ți-a dat? Ce, nu le iau că n-am încredere în tine, dar mai vin mâine o dată. Mâine iarăși dă, nu le iau că n-am. Păi de ce te duci la doctor? Când te-ai dus la iertare, Dumnezeu a zis, te-am iertat? Ești iertat, bă, frate, dar tu ești mai sfânt ca Dumnezeu, că Dumnezeu te iertă, dar tu nu te ierți. Femeie, tu ești iertată. Dumnezeu zice, iată mielul lui Dumnezeu care a fost când? La întemeierea pământului, Dumnezeu te-a iertat înainte să-i fost născut. Dumnezeu știa viața ta, știa păcatele tale, a hotărât să moară pentru tine, a murit pe cruce, sângele lui e suficient, a plătit toate păcatele, este mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii, le-a plătit toate. Zice, da, păcatul meu e foarte mare. Băi, femeie, poate să fie păcatul când muntele Everest, sângele lui Iisus e cât universul și din univers nu se vede muntele Everest, nici pământul nu se vede. Păcatul tău e mic comparat cu puterea sângelui Hristos. Sângele lui este perfect și desăvârșit, este așa sau nu? Zic, ești iertată, măi. Păi de unde știi? Păi așa spune Biblia. Nu? Dacă așa spune, eu cred. Păi da, dar n-am simțit. Păi tu vrei să simți iertarea? Strage cineva palmă și zic, m-a iertat. Am simțit. Nu se simte, frate, iertarea. E prin credință. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și a fost considerată? Și cum spune în ebraică? Zice, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și așa spune, cuvânt în ebraică. Dumnezeu l-a considerat neprihănit ca Dumnezeu însuși. Când Dumnezeu te iartă, te consideră neprihănit ca Dumnezeu însuși. Vă dați seama ce dar e ăsta? Tocmai de-aia, când înțelegi iertarea și iubirea lui nemeritată, te copleșește. Iubirea Dumnezeu ne constrânge, te copleșește. Cum poate Dumnezeu, deși ai greșit din nou, când te ajută el în umilință, să te ierte iar? Tocmai asta te face să-L iubești și să înțelegi că nu merici, că e bun. Dumnezeu e plin de har, plin de îndurare, peste înțelegerea umană. Zice că îngerii nu înțeleg iubirea lui și în veșnicie o să învățăm despre cruce și tot o să putem să înțelegem un strop, zice, un strop. Cât e oceanul de mare? Un strop din iubirea lui. Deci, mă, femeie, Dumnezeu te-a iertat de când ți-ai cerut iertare. Tu nu crezi că te-ai iertat. Ce, crezi că sunt iertată? Sunt sigur că ești iertată.
Crezi că poți să fii mântuită? Sunt sigur că poți să fii. Păi dacă nu. Păi uite, l-a iertat pe tâlharul de pe cruce. Nu e așa? A iertat-o pe femeia de la fântână. A iertat-o pe Maria. Te iertă și pe tine, măi. Pe Zacheu, pe toți ăștia, nu? Ce, vai, pastore, și pot să fiu și eu în cer. Bineînțeles, o să fim vecini. Vă dați seama, buh. Ce, bine, zic, bineînțeles, pot să fii în cer. Și pe aceea îmi spune, ce, părinții mei au murit când aveam 2 ani în accident de mașină, mi-au lăsat avere foarte mare, dar după aceea, pentru că n-aveam rude, m-au pus în casă de copii, acolo a început să mă bată, au început să mă violeze, am fost abuzată, de acolo m-au pus la altă familie, de acolo la altă familie, am fost pe la 15 familii, toți m-au abuzat. Și pe aceea, zic, că m-am căsătorit, când am crescut mare, bărbatul bea și mă bătea, a plecat cu alta, mi-a luat jumate din bani, m-am căsătorit iar, ăla mă bătea, a luat jumate din bani, ce, pe mine nimeni niciodată nu m-a iubit nimeni. Eu nu știu ce e iubirea. Toți vor banii mei, dar nimeni nu mă iubește. Ce, tu ești singurul care nu mi-ai cerut bani și mă iubești. Zic, mai bine vorbești cu soția. Să spună soția de ce te iubesc eu pe tine. Și ce, vină încoa. M-am gândit eu să mă duc, dacă îmi dă cu ceva în cap. De ce, vină încoa. M-am dat lângă pat, m-a luat în brațe și a început să plângă. Și că Domnul te-a trimis aici pentru mine. Zic, nu, Domnul te-a trimis pe tine pentru mine. După aceea a luat telefonul și sună la conferință și că să nu cumva să mutați pastorul ăsta, că nu mai vă dau bani niciodată. Să-l lăsați aici. Zic, mă, femeie, lasă-i în pace, mă. A mai trăit câteva zile și a murit săraca. Dar femeia aia, prezbiter, de o viață în biserică și credea că e pierdută și că nu e mântuită și că nu e iertată. Pentru că noi nu avem pacea mântuirii. Pentru că noi nu înțelegem harul lui Hristos. Nu înțelegem ce înseamnă prin har sunteți mântuiți, prin credință. Nu scrie așa? Noi nu înțelegem. Și faptul că tu înțelegi că Dumnezeu te iubește atât de mult, te face să-L asculți. Și ascultarea este un rod al faptului că Hristos trăiește în inima ta. Nu este un rod al efortului personal. Acum nu intru în asta, că e altă poveste. Dar când zici, iartă-ne păcatele noastre cum iertăm la alții, asta înseamnă că tu ești dispus să-L iubești pe ăla care nu merită, ești dispus să-L ierți, și ești dispus să-L ajuți, deși te-a afectat. Pentru că Dumnezeu te iubește pe tine, deși l-ai afectat. Și dacă Dumnezeu ți-a iertat 10.000 de talanți, poți și tu să ierți 300 de dinari. M-ați înțeles? Aia înseamnă, oamenii care n-au înțeles iertarea, sunt oameni care nu iartă pe nimeni. Pentru că oamenii care au înțeles cât de mult i-a iertat Dumnezeu pe ei, oamenii ăia sunt plini de milă și iartă și ei pe alții. Care nu iartă pe alții, sunt ei care n-au experimentat iertare, sunt ei care n-au experimentat har, sunt ei care n-au fost iertați pentru că nu înțeleg iertarea. Ăia sunt oamenii duri care fug și copiii și câinii de ei. Oamenii care îl știu iubirea lui Dumnezeu sunt oameni plini de milă. Spune Sulaic că atunci când avem milă și compasiune, arătăm caracterul satanei. Wow! E tare, nu? Și spune că atunci când caracterul Hristos trăiește în noi, arătăm blândețe. Că Iisus era blând. Așa este! Învățați de la mine, că sunt blând și smerit, fratelor. E ușor să ții sabatul, noi trebuie să-l ținem, nu mă înțelegi greșit. Dar e mai greu să fii blând și smerit, plin de bunătate, de răbdare, de poi de mine când conduc și văd pe alții conduc paralel și încet, uite răbdare. Zic, Doamne, ajută-mă să fiu blând și smerit. Noi trebuie să învățăm chestiile astea. Ok, ultima parte din rugăciune, timpul a trecut. Mi-a dat fratele 50 de minute, dar n-am specificat 50 de minute literale sau 50 de minute profetice, nu mi-a spus. Ne iartă păcatele noastre și nu ne duce pe noi în ispite. Păi aici e o problemă, frate. Că Dumnezeu nu poate ispiti să facă. Dumnezeu nu face rău. Dumnezeu e bun, Dumnezeu face bine. Dumnezeu poate să rezolve problemele cu bine. N-are nevoie să le rezolve cu rău. Că dacă le-a rezolva cu rău, Satan ar avea o scuză. Păi are nevoie de mine ca să-și rezolve problemele. Nu-i vina mea, e vina lui. Dumnezeu n-are nevoie de rău. Dumnezeu poate să rezolve problemele prin bine. Și atunci ce e ce nu e nicio ispită? Păi dacă te uiți, nu în traducerea Vulgata, care e catolică, ci dacă te uiți în original, se traduce în 4 feluri. Nu ne duce, nu ne lăsa să cădem în ispită, atrage-ne la tine și a patra zice, ține-ne lângă tine că singuri alunecăm în ispită. Cum spune Iisus, separați de mine, nu puteți face nimic. Ține-ne lângă tine că noi avem tendința să alunecăm în ispită. Doamne, nu zice, Doamne, nu, te rog, nu mă împinge, ba, da, te împing. Nu zice, Doamne, nu mă împinge tu. Nu trebuie Dumnezeu să ne ispitească, ne ispitim noi singuri, ne ispitește Satana. Și în Biblie acolo spune în original, nu ne lăsa să alunecăm, să ne depărtăm de tine, că alunecăm în ispită. Păi cum explici treaba asta? Noi nu mai avem timp acum să trecem prin asta, că v-aș fi dat două experiențe, două istoriare.
Dar este exact ce v-am spus tot timpul, tot timpul. Cheia credinței, baza credinței, nu este ce faci tu, ci este cine locuiește în tine. Pentru că Iisus spune, cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Dacă Iisus nu locuiește în tine, zici, păi nu locuiește nici Iisus, nici Satana. Atunci se locuiește Satana. În momentul în care nu te conduce Iisus, nu conduci tu, conduce Satana. Cheia credinței este în permanență să te rogi, rugați-vă fără încetare. Nu înseamnă că ții ochii închiși când conduci. Înseamnă că în permanență ești conștient de prezența lui Dumnezeu, umbli cu El, comuniști cu El. Iisus spune așa în Ioan, eu nu vorbesc cuvintele mele, ci cuvintele care mi le dă Tatăl. Când vorbești, să-i ceri înțelepciune, Doamne, dă-mi înțelepciune înainte să cazi gura. Când acționezi, nu fac lucrurile mele, ci lucrurile care mi le dă Tatăl. Înainte de a acționa, te rogi, Doamne, să fac asta. Dacă Dumnezeu zice nu, nu faci, frate. E mai bine să o faci mâine decât să o faci prea devreme, azi și pe aceea nu mai poți să o desfaci. Nu? În permanență să fii în legătură cu Dumnezeu. Asta e cheia credinței. De aceea spune că viața veșnică nu este ce știi sau ce faci, ci pe cine cunoști. Viața veșnică e să-L cunoști pe Dumnezeu. De aceea zice că Hristos în voi, nădejdea slavei. De aceea spune că cine are pe Hristos are viață și cine are pe Hristos are moarte. Cheia credinței este să fii într-o relație permanentă, să te înveți să umbli cu El. Frații mei, timpul meu a trecut, trebuie să ne oprim, nu mai vă dau nicio experiență acum, că trebuie să faceți dumneavoastră experiențe și nici eu nu, de foarte multe ori toți suntem umani și Satana are interesul să atace pastorii și conducătorii, că după aceea poate afecta biserica, Satana ne atacă pe toți. Dar de câte ori ne rugăm, avem prezența lui Dumnezeu, avem un zid de protecție în jurul nostru. Și Dumnezeu ne cheamă să fim oameni ai rugăciunii, cum au fost toți oamenii de credință, Avraam, Moise și așa mai departe. Și Dumnezeu cheamă biserica să fie o casă de rugăciune. Nu mai avem timp, dar de exemplu, în ultima mea biserică pe care am avut-o, în momentul în care familia să fie un loc de rugăciune, să devină familie, amin. În ultima biserică care am avut-o, în momentul în care au început să se roage, au dispărut problemele. Vă dau un exemplu. Citeam un paragraf unde dânsa zice că dacă soțul și soția s-ar ruga nu numai singuri, s-ar ruga împreună, rugăciunea împreună aduce unitate. Ce n-ar mai fi ceruturi în familie. Eu cu soția am învățat nu numai să ne rugăm singuri, ne rugăm împreună. Și e greu că trebuie să te deschizi și mai ales pentru un bărbat, prefer să mă rog singur. Dar în momentul în care încep să ne rugăm împreună, dintr-o dată, pe măsură ce ne-am apropiat de Dumnezeu, ne-am apropiat și unul de altul. Au dispărut toate tensiunile. Și cu câte familii discut și counseling și așa mai departe, aia care acceptă să roage împreună îmi spun după aceea, nu mai avem probleme. Și când ne rugăm copiii, nu mai avem probleme cu copiii. Rugăciunea aduce prezența lui Dumnezeu și binecuvântarea Lui. Și asta e ce avem nevoie. Noi nu avem nevoie de teorie. E bună teoria, nu mă înțelegeți greșit. Dar noi nu avem nevoie de teorie, practica ne mănâncă. Avem nevoie de prezența Lui, avem nevoie să trăim lucrurile astea simple care le cunoaștem. Ok, frații mei. M-am bucurat să fiu cu dumneavoastră.